Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Totul pentru familia mea, episodul 66 rezumat. Odată cu întoarcerea familiei Ilmaz, frații Eren, ale căror vise sunt spulberate din nou, se întorc la vechiul trai. Se duc la unchiul lor, dar când Ghionul se plânge că sunt dezordonat și că lucrează mult după ei, pleacă și de acolo. Chengyul îi primește să stea în chirie în anexa casei ei. În timp ce Akif continuă să caute un investitor, înscrierea fraților lui Omer, Sarp și Yasmin la colegiul Ataman aduce noi tensiuni. Suzan și Ahmed se întâlnesc după 19 ani. Ismail îi spune lui Suzan că Sevgi regretă că i-a despărțit și că vrea să-și repare greșeala față de Omer. Abia acum Suzan află că fiul ei a stat în casa lui Sevgi în ultimele 3 luni. Ahmed îl caută pe Omer la școală și îi spune că îl denunță dacă nu îi aduce imediat ceasurile sau costul lor. Leila aude discuția lor și fură banii din seiful tatălui ei și îi dă lui Omer ca să-și plătească datoria. Când tatăl ei descoperă lipsa banilor, Tolga minte că el i-a furat ca să o protejeze pe Leila. Berk și Sarp mint că Omer i-a bătut. Ahmed vrea să le exmatriculeze, dar se întoarce Sevgi și îi spune că este fiul lui.